Care vine să treci? Domnul senator. Domnul primar din Muntea. Care vine, domnul primar? Sigur. Vreți, deci am început să vă zic, acolo e secția infecțioasă și au plan de conformare cu muzică, prea aproape de bloc. Chiar dacă blocul... Bine, aia e și o secție veche, aia, cred că este o clădire veche care nu da. Se... Da, și bun. Se e monument, dar... Nu mai corespund. Puteți face muzeul medicinii masmedia. Nu, nu, poate. Da. Aici e biserica. Da. Și aici e ambulatorul pe care îl construim. Acolo e ambulatorul. Spitalul acolo. Și tot terenul ăsta este al excepția bisericii. E delimitat. Câte paturi? 21? 21. Toate salonele sunt cu baie, toate sunt renovate. Haideți, veniți că aici e zona de tratament. Bună ziua! Pe care l-am dorit să o avem și o avem. Și ușa. Da. Dar aici am o bărbuță. Am dat. Am înțeles. Aveți un program? Da, mai... Ei fac aici și alte tipuri de terapii? Terapie oncologică? Nu, nu, nu. Și abia când drumul de la primari e în organizare. Și câți medici are? Unu. Unu. Și... ajută linia redactă de la atent. Da, dar ideea e să fie pe un cur, că nu e fără să fie față. Îi curtăm pe oncologii, nu știu, dar nu trebuie neapărat oncologii la minunitate. Care au competența la făcută deja. Am două lucruri. Deci, da. Am două lucruri. Da. Hai. Să mergem. Aici, cabinetă. Da. Spațiul de întâlnire, da, trebuie dotat, da, exact. Da, trebuie încă dotat, da, așteptăm și... Bună ziua! Aici spațiul de rugăciune. Dar cine poate să un plan? Aici în salon. Un salon. Un salon. Sincer, să fiu, aveam două grupuri sanitare, unul acolo și unul aici, dar pe ăsta am făcut boxe de curățenie, că nu mai aveam unde să o mai punem. Da. Dar ele sunt două. Singurile saloane care nu au din intrare direct. Și aici ce mai este din ea în afară? Dermatologie, neurologie, da, oncologie. Da, aveți patru de dermato? Da. Câte? 18. Da. Dar să știți cum e. Deci... ce grață au făcut? 5-4. Da, eu știu. Ce tratează de patologie 19 pe patologie? Ulcerile mari, foasei, alergiile astea. Stabia. Bata, scabia, sucaie. Stabia. Și mai avem instalațiile. Instalațiile sunt complete, sunt făcute. Mai puțin partea de termice, pentru că vine PVC și peste tapetul PVC vom veni cu partea de termice.
calorifere și trasee, na, sunt aparente. În rest, pe partea de administrație. Aici, aici, da? Aici ce e? Pe primire, pe acces sau ce e? Pe ce lipsu? Asta am văzut. Da. Avem o intrare și mai avem o lateral în tot în spate, pe care o să vorbim. Mergem la demisor să vedeți unde punem ce da, hai să mergem. El nu, dar din CT, elicțiile mele va avea. Mai sunt, mai sunt. Pionier. Am făcut testele COVID, deocamdată nu prea suntem automatizați, lucrăm... Păi vă dau eu un Vitec de la mine, de la laborator. Da, vă rog, v-aș mulțumi tare mult. Vă dau că avem și, da, presiunile de laborator. Ați fi excepționat, v-aș mulțumi tare mult. Incubator aveți? Ce incubator aveți? Nu avem. Nu avem, avem jar pusă unde se însămânțează și se pune cu plicuri pentru a crea cărțuții. Avem un termostat destul de micuț. La volumul mare de probe avem nevoie de un termostat mult mai mare. Termostat? Da. Da. Ce mai este? De o bărâncă. Tot ce se poate nu e. Aveți chimie uscată aceasta? Da. Bună ziua, poftiți. Avem două compartimente de chimie, o chimie uscată și o chimie... Mamă, da, aveți aici o scură, faceți la tot județul și la județul, eu arătura. Și avem și pe el și imunologie. Da? Și am teste de imunologie și pe el. De la cine? De la... De la Rotes. La Rotes. Da. E un aparat foarte bun, fără problemă, monstru... Da, vedeți, la reacție pe faci mizi. Pe lună, număr de teste, 82.000 de teste. Da, da. Putem face mai multe, dar nu mai avem nevoie de mult. Aici avem coagulare. Cu ajutorul domnului manager, n-am mai luat încă un analizor pe coagulare, dar putea lucra în paralel. Mi-aș dori pe viitor să am compartiment separat de coagulare și separat pe hematologie. Să nu mai stăm așa un pic la comun. Asta depinde cum aveți personal. Știu, de asta, de personal, depindem, dar... Iar în fața ta avem un doresc care vor să ia pe imunologie un aparat de chimie luminescență. În momentul de față îi facem pe DS2, pe metoda ELISA, care este mult prea depășită. Și avem câteva oferte pentru un analizor. Și am să prezint mai departe. Stai să vedem ce mai avem și noi, că dacă avem și bine. Da. Da, e ora de vizită la pacienți, la aparținătorilor. Da, ce facem, ce facem de obicei? Trageți în spate. În spate, da. Asta e mai bun? Asta e mai bun de celălalt? Da, așa mai este mai bun. Asta poate că am neacurățat în prima parte. Așa, vădă-l doar și vădă-l. Care e politică? Da. Cu fiatră aici dirigeți așa. Da, da. Așa, 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 așa. Mai e și la doctorul cu și o chestie. Așa, 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 așa. Cercem de sentimentul de 24 de ani. Cum vedeți, aici e tot așa. Și... Nu, e aici. Da. Este... Aici este sectorul de... Obstetrică. Obstetrică și ginecă. Aici... Ba da, dimineața, a plecat. Da? Da, a plecat dimineața. Am zis că sunt... E bătaie pe rezervă. E bătaie, da? Când nu este... Când nu este, asta ne
Nu mai avem și locuri la post operator septic și am făcut partea cealaltă. Am schimbat, i-am schimbat cum ar fi destinația unui salon care era privată. Aici sunt două paturi, da. Aici sunt două paturi. Aici cândva erau trei paturi, dar... Unul era prea mic. Nu poți să după aia contul infecțiilor, mai greu mai răspunde. Să știți că sub aspectul infecțiilor, de laboratorul, că suntem foarte bine. Unul îl folosim în sala asta, unul în sala de ortopedie. Mesele sunt prevăzute cu extindere pentru protezele de șold, pentru că sunt ultima generație. Da, asta e cu toată valutoarea cu bani de la sistem. Poate... Aici am luat salta bani și am dat mai mult decât în partea. Mai avem o sală mai mare, în capăt. Și ambulatorul, finalizarea lui este o mare cerință, pentru că trebuie să ne extindem locul operator. Da. Poate